Astăzi continuăm seria videourilor în care eu comand parfumuri de pe un site și apoi îți povestesc cam cum a fost experiența mea. Și astăzi vorbim despre o comandă plasată pe cocu.ro, site de existența căruia știam, dar nu m-am gândit niciodată să dau o comandă la ei, nu știu de ce. Asta până mi-a spus cineva în comentarii că poate ar trebui să încerc și am zis că am să-i urmez sfatul. Așa că am comandat două parfumuri de pe cocu.ro. Prima impresie în legătură cu ei, nu sunt nici cel mai ieftin, nici cel mai scump site. Adică produse la care au prețuri ok sau mai mici decât te-ai aștepta, dar în același timp au și produse la care prețurile sunt ceva mai mari, deci trebuie să te uiți de la produs la produs. Partea interesantă e că am găsit la ei niște testere sau niște parfumuri mai rare, sau dacă nu neapărat mai rare, oricum mai greu de găsit prin alte magazine și am zis să profit de ocazia asta. Dacă îți plac videourile cu parfumuri, poate e în calcul să dai subscribe și acestui canal. Așa că mi-am comandat un Armani He Remix și un Jean Paul Gaultier Le Beau Mal. După vreo două zile din momentul plasării comenzii, m-a sunat cineva și mi-a spus: știți, pe Le Beau Mal nu-l mai avem în stoc. Dacă vreți, vă trimitem comanda doar cu He Remix. Și puteam să zic da, să-mi văd de treabă, dar nu știu ce a fost cu mine în momentul ăla și am zis: bă, eu înțeleg că nu-l aveți, dar de ce figurează pe site ca fiind în stoc? Adică e un pic deranjant că m-am uitat să fie produsul în stoc. M-am gândit că poate e vorba de rațiuni de SEO, dar au atât categoria în stoc, cât și în stoc depozit extern, cât și produs indisponibil, deci pur și simplu îi schimbau statusul. În fine, am depășit oarecum momentul după ce domnul s-a iritat un pic că de ce îmi permit eu să-i spun așa, că el m-a sunat să-mi zică. Și acum nu zic n-am o problemă cu asta, dar pur și simplu relațiile cu clienții ar putea să fie un pic mai bune pe site-ul ăsta. Și am dat o altă comandă. Am comandat Armani He Remix, că știam sigur că l-au, și mi-am mai comandat și un tester de John Varvatos Artisan. Acum fie vorba între noi, pe Artisan nu mi-l doream neapărat, dar mă gândeam că șansele să fie John Varvatos Artisan și tester pe site sunt destul de mici. Și m-am gândit, bă, mă mai sună băiatul ăsta odată să mă certe, chiar mi-am comandat lucruri care nu sunt în stoc, deși pe site sunt trecute în stoc, hai să vedem. Surpriza interesantă e că le-au avut pe amândouă și mi le-au trimis. Livrarea, din momentul în care produsele chiar erau în stoc, a durat cam 3 zile. Eu am plasat comanda vineri și le-am primit miercuri sau joi. Deci timpul de așteptare nu e foarte mare și produsele am impresia că vin din afara țării. De asemenea, un lucru care nu mi-a plăcut foarte mult la site-ul Cocu e că el nu e tradus complet în română, adică o să mai găsești și porțiuni care sunt într-o altă limbă. Când îți trimit mail-ul cu factura la fel altă limbă, am zis ok, ar putea să mai insiste asupra acestui aspect, dar nu m-a deranjat atât de tare, adică față de parfum SS, unde nu te poți înțelege cu nimeni prin view grai, aici băiatul care m-a sunat chiar vorbea română, era vorbitor fluent de română. Trecând la parfum, l-am luat pe Armani He Remix de 50 de ml în varianta tester. Și uite așa arată testerul de Armani He Remix. Inițial nici nu știam sigur că e tester. Am crezut că e varianta retail, dar scrie pe aici undeva că tester pe cutie. Deci ai de face cu o cutie care e adevărat nu arată precum cea retail, dar ar putea la fel de bine să fie. E sigilată și din recipientul ăsta, în afară de faptul că scrie aici că e tester, nimic nu m-a făcut să cred că nu ar fi varianta retail. Armani He este unul dintre acele parfumuri pe care le-am avut de mai multe ori, mereu mi-a plăcut, dar e genul de parfum, e ok să-l ai, dar nu îți rămâne neapărat în minte. E proaspăt, e plăcut, e un parfum foarte ok de purtat de zi cu zi, n-are cea mai bună persistență, dar e drăguț de avut acolo. Cel mai impresionant lucru în legătură cu el e acest recipient, care de asemenea are o problemă constructivă, că pulverizatorul nu este cel mai bun, adică tot designul ăsta e simpatic, dar nu e foarte funcțional. În cele din urmă, când am văzut toate produsele de pe site, mi-am adus aminte de Armani He și am zis, hai să-l iau pe Remix totuși, ca să fie ceva puțin mai diferit. Pulverizatorul totuși funcționează ok, chiar dacă mai dă cu lichid pe margini pe aici. Și mirosul, ai putea să-l privești ca pe un fel de Armani Code de vreme caldă. În cele din urmă e un parfum foarte ok de purtat zi cu zi, poți să duci cu el la sală, poți să te duci cam unde vrei tu cu el, fără să te duci spre o ținută foarte elegantă. E un Armani din ăsta simpatic și bun la cam orice situație. Vei găsi în el note precum anason, cuișoare, vetiver, bergamotă, ceva busuioc, dar cea mai mare parte a mixului mi se pare că e dată de anason. Deci trebuie să-ți placă ceva un pic mai condimentat și proaspăt ca să te bucuri de parfumul ăsta. Prima oară când l-am mirosit, simțul meu al mirosului m-a dus într-o direcție puțin mai diferită. Mi-a spus că e un parfum proaspăt în care e combinat ceva cel.
Acum că m-am mai obișnuit cu el, e mai degrabă vorba de anason. Dar în cele din urmă nu e un parfum rău, e un parfum proaspăt, puțin mai diferit. Nu e genul de miros care te întâlnești oriunde și de fiecare dată, nu duce chiar spre gel de duș. Are pornirea de ceva mai condimentat și asta îmi place la el. Din păcate, după cum îți spuneam, n-are cele mai bune performanțe, adică are un 5 ore de persistență într-o situație bună cu proiecție decentă în prima oră. Dar asta cu 5 ore e într-o situație bună, de cele mai multe ori merge spre 4, cam așa. Și da, pentru că vorbim de parfumul ăsta în contextul Coco.ro și dacă e sau nu autentic, l-am mai avut pe Hi, e drept, nu pe Remix, dar la fel se comporta și el. E drept că era mai proaspăt, n-avea la fel de multe condimente, dar ce încerc să spun este că nu am niciun motiv să cred că acest parfum nu ar fi autentic. Al doilea parfum comandat, tot tester, este John Varvatos Artisan, care chiar a venit într-o cutie de tester regulamentar, o cutie simplă de carton. De asemenea, știam încă de pe site că parfumul nu va avea capac. Totuși, în cutie primești un pliculeț silica, pentru că sticla asta are un design anume și n-ai vrea să umezească, o etichetă, să știi că e vorba de John Varvatos Artisan, și un guler de hârtie cât să nu ți se apese la transport pulverizatorul. În rest, aceeași sticlă cu porniri de damigenă pe care o știi la John Varvatos Artisan și un sticker foarte mic aici pe care scrie tester, de care nu mai am nevoie, așa că acum am să-l scot. Iar parfumul ăsta, la fel ca fratele său mai alb la culoare, are o problemă și anume că performanțele sale sunt supărător de scăzute. Da, mirosul! Oh, da, mirosul! Cred că cea mai mare frustrare pe care o aveam cu Artisan Pure era că miroase atât de bine. E un parfum floral bărbătesc care cumva funcționează atât de bine și persista o oră jumate, poate două pe mine, ceea ce era incredibil, da, incredibil de frustrant. Ei bine, ghiși ce? La fel este și Artisan. Citrice, lavandă, ghimbir, o prospețime delicată și totuși masculină, care apoi evoluează într-un miros fantastic de clementină sau de mandarină. Și ăsta e singurul parfum pe care îl știu eu atât de hotărât în direcția asta. Eu vreau să fiu mandarină pe pielea ta. Numai că până în punctul în care ajunge să fie mandarină, se comportă cam la fel ca un gel de duș pe mine, adică e foarte apropiat de piele și persistența lui pe mine, din nou, o oră jumate înspre două ore. Deci nimic extraordinar și e cu atât mai frustrant cu cât mirosul mi se pare ieșit din comun, adică ai mai mirosit a mandarină până acum și cumva miroase a mandarină, dar nu te duce cu gândul la sărbători. E genul ăla de parfum pe care ai fi putut să-l porți oriunde. Puteai să-l porți la sală, puteai să-l porți după sală, puteai ca într-o zi călduroasă să-l porți și la o ținută mai elegantă. E atât de diferit și de plăcut încât s-ar fi potrivit cu orice. Îl și văd așa cum mă plimb pe malul mării. În capul meu, cum mă plimb pe malul mării, e un videoclip de muzică R&B, știi? Merg așa, totul în slow motion, într-o cămașă albă descheiată, cânt despre iubirea mea nemuritoare și miros a Artisan sau Artisan Pure. Din păcate, știm cu toții că o zi de filmare e lungă, are multe ore și parfumul ăsta, repet, mai mult de ore jumate nu stă pe mine, cu proiecție, hai să-i zicem, decentă în primele 20-30 de minute. M-am mai uitat printre review-urile lui, sunt foarte puțini oamenii care spun că pe ei, wow, e extrem de puternic. Majoritatea spun că e un parfum foarte slab din punct de vedere al performanțelor. Ceea ce este foarte trist pentru că eu chiar îmi doream să miros amandarin și acum cred că singura variantă e să mă orientez spre Aqua di Parma cu mirosurile lor foarte convingător citrice. În contextul comenzii de pe Coco.ro nu am niciun motiv să bănuiesc că acest parfum nu ar fi autentic. Mă deranjează că n-are capac, da, nu foarte mult, că știam exact la ce mănham. Așa că ce vreau să spun, după o primă comandă nu foarte mare cu Coco, e că experiența până acum a fost ok cu ei. Aș vrea să spun plăcută, dar na, era mai ok dacă n-aveau parfumul ăla pe site. A, apropo, după ce am discutat cu ei despre Le Beau Male, cum că ar fi ok să nu fie în stoc, l-au mai avut câteva zile în continuare în stoc. Am verificat și acum, se pare că nu mai e, deci au rectificat problema, dar nu mă vreau să zic că ar trebui să fiu un pic mai atenți la cum își listează produsele. Altfel, o experiență ok, produsele zic eu că sunt autentice, prețurile pentru ele au fost chiar bune, adică toată comanda, aceste două parfumuri m-au costat împreună sub 400 de lei, ceea ce mi se pare ok. Unul are 50 de mililitri, unul are 125, din păcate nu contează pentru că pentru a-l face simțit în jur trebuie să folosesc cam 50 la fiecare purtare, dar mă bucur că mi-am comandat totuși niște parfumuri care miros destul de bine. Unul cu care o să mă înțeleg, unul cu care nu și care arată destul de bine în colecție. Adică ambele recipiente cel puțin arată destul de bine și în mod sigur ieși din comun. Și asta a fost prima mea experiență cu Coco.ro. Ar fi putut să fie un pic mai bună, da, dar nu a fost chiar atât de supărătoare odată ce comanda a doua s-a confirmat și am ajuns la concluzia că prima oară pur și simplu s-a produs o greșeală.
și poți să accepți că uneori mai apar și greșeli. Spune-mi tu în secțiunea de comentarii ce alte site-uri crezi că mai merită încercate cu o comandă despre care să-ți povestesc aici. Eu îți mulțumesc că ai fost din nou alături de mine și ne vedem în videoul următor.